În acest final de săptămână, voluntarii de la People to People Roman au făcut o nouă ispravă din aceea bună și au oferit prăjituri în schimbul unui zâmbet. Proiectul se află la a doua ediție, iar tinerii voluntari au preparat singuri bunătățile dulci pe care mai apoi le-au împărțit romașcanilor. Prăjiturile au fost preparate în 7 bucătării, iar la final, micii master chef au reușit să împartă peste 500 de dulciuri. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Timp de mai multe ore, în ciuda frigului de afară, voluntarii au străbătut orașul și au împărțit prăjituri în schimbul unui zâmbet și, în mod sigur, l-au și primit. Zâmbesc pentru că PTP Roman mi-a dat o prăjitură. Tot în acest final de săptămână, Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare România a organizat a doua ediție a Galei Voluntariatului Nemțean, ediție la care a participat și People to People Roman cu proiectul Zâmbete pentru Iubire și Speranță. Voluntarii din cadrul PTP Roman organizează periodic campanii de ajutorare a celor din jur sau desfășoară proiecte de voluntariat prin educație și creație.